Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Ce bine că ești în viața mea. Because of we come from different countries, different culture, and we haven't known each other for a long time. Pentru că venim din țări diferite, culturi diferite și nu ne cunoșteam de foarte, foarte mult timp. My little piece of advice is to learn a little bit of the other culture and also learn about their family background. Sfatul meu ar fi să înveți despre cultura cealaltă. Care dintre voi este mai flexibil? Which one of you is more flexible? Me. Yeah. Amândoi, nu? Both of you. Te caut mereu în luna ta. Tu ești ce-mi doresc. Mă fac să plutesc. Simt dragostea. Ce mult te iubesc. Ce bine. Bună seara, dragi prieteni, și bine ați venit la emisiunea Ce bine că ești! În această seară avem o deosebită plăcere să vorbim cu un jamaican și cu o filipineză care locuiesc în Anglia. Haideți să-i cunoaștem pe Gift și Trevor Francis. Bună seara! Good evening! Hello, good evening! Bună seara! Bine ați venit la o emisiune în românește! Welcome to our show in Romanian language! Oh, it's good to be here. Thank you for inviting us. Vă mulțumesc că ne-ați invitat. În această seară o să aflăm povestea voastră de dragoste unică. Tonight we're going to find out your love story, which is unique. Și aș vrea să începem prin a afla cum de sunteți în Anglia, câți copii aveți și care este situația voastră actuală. And I would like to know how many children you have, how many years have you lived in England? We have 4 children, 1 finishing university and 3 at home. And avem 4 copii, unul care termină universitatea și 3 care sunt acasă. And I've been living in England for 14 years. Am locuit în Anglia, locuiesc în Anglia de 14 ani împreună cu soțul meu. Este mult timp. În Anglia v-ați cunoscut? It's a very long time. Have you met in England? No. Yes and no. Okay. Da și nu. So we met via internet group that I created somewhere around 2004. Ne-am întâlnit pe un grup pe internet undeva în 2004. Basically, it was I'd gone to Egypt as part of a church trip and met some friends out there. We kept in contact online and formed like a little prayer group. Once a week we'd meet online and we'd just pray and am mers în Egipt, am întâlnit niște prieteni și am format un grup de rugăciune online și acolo ne-am cunoscut. Foarte interesant. Very interesting. Și ați început să comunicați acolo pe acest grup? And there you started communicating to each other on that group? Eventually. So the group grew from a few people to many people. Da, eventual acolo, dar grupul a început să crească de la puțini oameni la mai mulți oameni. It went from just me and a few friends in Africa to cover America, Philippines and other places.
Da, a crescut de la mai multe naționalități, din America până în Africa, până în Filipine. And as it expanded to the Philippines, that's when Gift joined the group. Și atunci când s-a extins spre Filipine, atunci soția mea a venit în grup. And that's when we started communicating. Și atunci am început să comunicăm unii cu alții. Dar ce te-a atras la Gift, de online fiind, ai vrut să cunoști mai mult? What was the thing that kind of sparkled towards Gift, that got your attention toward Gift? It was her willingness to help other people that were in problems. Era bunăvoința ei de a ajuta oamenii care erau în nevoie. I'll give you an example. Vă dau un exemplu. There was another girl in the group in the Philippines. Era o altă fată în acel grup din Filipine. And she was date raped. She was raped on a date. Mai era o fată în acel grup, dar a fost violată. And it transpired that she became pregnant as a result. Și ca rezultat a acelui viol a rămas însărcinată. She called me one afternoon, a Friday afternoon. Ea m-a sunat într-o după-amiază de vineri. And she was trying to explain what had happened. Și încerca să îmi explice ce s-a întâmplat. I couldn't understand exactly what she was saying. Nu puteam înțelege exact ce spunea. But it sounded like she was saying that she was pregnant. She almost she could have lost her life. And the missionary enterprise that she was working with were considering to kick her out because she was pregnant. Dar suna că este însărcinată și că are probleme cu organizația misionară cu care lucra, că erau pregătiți ca să încheie contractul cu ea. Wow. And she was considering abortion to just get rid of the baby. Și atunci ea lua în considerare avortul ca să poată să scape de copil și de situație. So I asked her which part of the Philippines is she in? Și am întrebat-o din ce parte a Filipinei este. Turns out she was not far from where Gift was working in the Philippines. Se pare că ea nu locuia foarte departe de unde Gift locuia în Filipine. So I handed her over to I put her and Gift in contact. Da. And Gift basically helped her through her trying times. Și atunci prin încercările pe care trecea, eu i-am făcut legătura cu Gift, care i-a fost un sprijin. Gift, ce ai făcut pentru această femeie? Gift, how did you help this lady? For me, it wasn't really a big thing. When he told me that this girl got raped and got pregnant and she was considering abortion, it was natural for me to, as a woman, to just go and help. So it wasn't a big thing for me. Da, pentru mine nu a fost mare lucru ca eu să îi ofer ajutorul acestei femei care considera avortul. Și ce ai putut să faci pentru ea, mai exact? What was exactly, how did you exactly help her? So I contacted her and I told her we're going to meet together. Deci am contactat-o și mi-am dat întâlnire cu ea, i-am propus să ne întâlnim. And I just told her that
She's not the only one that have that experience. Și am spus că nu este singura care trece prin această experiență sau încercare. And I encourage her to keep the baby, because maybe the baby could be the next Miss Universe. Și am încurajat-o spunându-i că să păstreze copilul, spunându-i că poate să fie următorul Miss-ul, sau următoarea Miss Univers. And she was she got encouraged and she kept the baby. Minunat. A fost încurajată și a păstrat copilul. That's wonderful. Wonderful. Deci acesta a fost startul colaborării voastre și comunicării voastre. So this was your beginning of your relationship. This is how you started to communicate and to get together. It's basically we were talking as friend in the group, but there was no any connection, like attraction or anything like that. So we were just talking as a friend. Da, la început pe grupul acesta online, unde erau foarte mulți tineri creștini, noi vorbeam ca și prieteni. Nu a fost nicio atracție. So, how we started is he told me one time to pray because he said he found his wife, but his wife doesn't know yet. Da, cum a început a fost că el m-a rugat ca să mă rog că el și-a găsit soția, dar numai că soția lui nu știe încă. Despre ce era vorba, Trevor? What was it about Trevor? I was being attracted to her. Okay. Da, m-a atras ea ca și persoană. I was attracted to her character, her appearance. De caracterul ei, de persoana ei. And I had asked some friends to pray for me, that I don't make any mistakes. Și atunci am rugat alți prieteni să roage pentru mine ca să nu fac alte greșeli. And then when we were having a discussion about relationships and things like this in general. Am avut o conversație în general despre relații. And then I told her I found somebody. Pray for me, pray for that person as well. Și atunci am spus că am găsit pe cineva și te rog să te rogi pentru mine și pentru acea persoană. So if she prays for herself via praying for this person, then it's good. Și atunci m-am gândit că dacă se roagă pentru ea, e bine. Dar când i-ai spus, când i-ai spus că de fapt la ea te gândești să-ți fie soție? When was the moment that you told her that she's the one that you were thinking of? I think it was about 2 weeks after. Okay. Da, cred că aproximativ la 2 săptămâni după. Și Gift, ce, care au fost gândurile tale la propunerea lui, la când ți-a mărturisit că de fapt pentru tine te rugai? A Gift, what were your thoughts regarding this, that you realized that you are the person who he was thinking of? So I didn't realize I was praying for myself. Good thing I prayed. Nu știam că mă rog pentru mine, dar este un lucru bun că m-am rugat. So when I was asking him who this person, but he wasn't telling me anything. L-am întrebat cine este această persoană, dar nu mi-a spus absolut nimic. So he said he's going to call me to tell me who this person was. Mi-a spus că o să mă sune, să-mi spună cine este această persoană. So when he told me it was me, I didn't believe him.
Dar atunci când mi-a spus că eu sunt acea persoană, nu l-am crezut. It was like a joke to me. Pentru că a fost ca o glumă, am luat-o ca pe o glumă. But he said he was serious, so I told him we'll have to pray and wait. Mi-a spus că este serios și că trebuie să mă rog și să aștept. Because I've been hurt before and I don't want to get hurt anymore. Of course. Pentru că am fost rănit înainte și nu aș fi vrut să se mai întâmple încă o dată. So that's how we did it. We prayed and we waited for God to say it's safe to go ahead. Deci așa am făcut, ne-am rugat și am așteptat răspunsul lui Dumnezeu că, și călăuzirea lui, ca să fim în siguranță. Și la cât timp ați primit un răspuns din partea lui? When did you receive an answer from God? At what time? It was more confirmation that, or assurance that we were right for each other. We'd said. A fost o, mai mult ca o confirmare pentru noi că suntem potriviți unul pentru altul. We said that we wouldn't be emotional, like lovey-dovey. Ne-am propus să nu fim atât de emoționali. Until we both received confirmation from God that we could proceed. Până când amândoi am primit confirmare sau așteptam să primim confirmare de la Dumnezeu să putem să continuăm. So there was no one specific answer, it was just something that happened with time. Nu a fost un răspuns specific, dar gradual am văzut că Dumnezeu lucrează. Înțeleg. Ce bine că când a venit în Filipine, mi-am dat seama că este o persoană deosebită, dar nu eram sigură dacă se prefăcea sau nu. Erai mai sceptică tu. You were skeptical. Yes. Da. Anticipating that it would be challenging. Dar ne-am dat seama că or să apare și mici încercări. Because of we come from different countries, different culture, and we haven't known each other for a long, 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 long time. Pentru că venim din țări diferite, culturi diferite și nu ne cunoșteam de foarte, foarte mult timp. Ce bine că și când v-ați văzut pentru prima oară, față în față? And when was the first time when you met face to face? January 2007. În ianuarie 2007. A fost emoționant? Cum a fost pentru voi acel moment? Was it very emotional or how was that moment for both of you? I was very tired. Eu eram foarte obosit. And waiting in the airport for maybe over an hour or so, patiently. Și așteptam în aeroport de peste o oră. Unde v-ați întâlnit? Where did you meet? He actually he told me he was coming to see me in the Philippines. I wasn't sure. Mi-a spus că va veni să mă viziteze în Filipine, dar nu eram sigură. Because I don't know him. I just met him on the prayer group. Pentru că nu îl cunoșteam, l-am cunoscut doar pe grupul de rugăciune, acel grup online de rugăciune.
So I didn't really put 100% belief on that. Și nu mi-am pus 100% încrederea în doar în asta. So when he messaged me that he was already in Hong Kong. Atunci când mi-a dat mesaj, eu eram deja în Hong Kong. I told my friends to come with me to the airport because Hong Kong is just 2 hours from the Philippines. Și mi-am rugat prietenii să vină cu mine pentru că Hong Kong este la 2 ore de Filipine. So we prepared to go to the airport to pick him up. Deci noi ne pregăteam până la urmă să mergem la aeroport și să ne întâlnim cu el. But I refrained from getting too excited just in case he won't turn up. Dar m-am temut să mă entuziasmez prea mult în cazul în care el nu ar fi apărut acolo la aeroport. So when we finally get to the airport, he was already there 1 hour waiting for me. Când am ajuns la aeroport, el deja era acolo și m-a așteptat de o oră și ceva. So, because I had my friends with me. Pentru că am avut prietenii mei cu mine. It wasn't so like emotional or exciting. Nu. It's just normal. Nu a fost ceva foarte emoțional sau extra entuziasmat, doar un moment normal. Ok, și ați petrecut câte zile împreună? Ok, and how many days did you spend together since then? I was there, the first trip, I was there maybe 2 weeks. Prima excursie acolo am fost probabil 2 săptămâni. Deci ați avut ceva timp la dispoziție ca să vă cunoașteți mai bine față în față. So you had some time so you can get to know each other better face to face. Yes. As soon as the next day after I arrived, the next day we flew to where her parents lived, and I spent the rest of the time with her family, meeting the family, etc. Următoarea zi am zburat acolo unde locuiau părinții ei și atunci am petrecut timp împreună. La cât timp v-ați dat seama că sunteți potriviți unul pentru celălalt și că trebuie să vă căsătoriți? Este momentul pentru a face nuntă. How long did you realize that you are suitable for each other and you took the decision to get married? When he came to the Philippines and I get to know him, and he is such a lovely person, I don't know if he was faking it. Când a venit în Filipine, mi-am dat seama că este o persoană deosebită. Dar nu eram sigură dacă se prefăcea sau nu. Erai mai sceptică tu. You were skeptical. Yes. Da. But I get to know him and I know that it is the answer to my prayers because he is such a godly person. Dar am ajuns să îl cunosc și mi-am dat seama că este o persoană care îl iubește pe Dumnezeu. And I've been praying for God to give me a husband that I can walk together in my Christian life. Și mă rugam lui Dumnezeu să-mi dea un soț cu care pot să merg pe această cale să-l slujesc pe Dumnezeu. Because in my previous relationship, he was also a Christian, but he wasn't godly, if you know what I mean. Da, în relația mea anterioară, am avut o relație cu o persoană care se considera creștină. So, to have someone that would pray with you.
is really something very important to me. Dar să ai pe cineva cu care să te rogi împreună este foarte important pentru mine. Și deci după cât timp a venit momentul nunții? And when was the time when you realized it's the moment for your wedding, to decide your wedding day? So when, because Trevor, when he proposed to me, he didn't ask me to be his girlfriend. He asked me to be his wife. Când Trevor mi-a cerut prietenia, nu m-a cerut direct în căsătorie. So because he didn't ask me to be his girlfriend, but he wanted me to be his wife. When we got a confirmation that we are right for each other, we didn't wait too long. Da, to când m-a cerut nu numai să fiu prieten, să fiu soție, am așteptat acel moment potrivit. So we decided we are going to get married in that same year. Și am hotărât să ne căsătorim în același an. Because we were confident that God established our relationship. Pentru că eram încrezător că Dumnezeu a fost cel care a călăuzit această relație. So there's no need to wait too long. Așa că ne-am hotărât că e momentul să nu mai așteptăm atât de mult. Foarte bine. Și unde ați făcut nunta? And where did you organize your wedding? In which city or place? We got married in the Philippines with a plan to get married here as well in the UK, so to have two weddings. Ne-am căsătorit în Filipine, dar și cu gândul și planul de a ne căsători și a face nuntă și în UK, ca să avem două nunți. But when I got here, the plan to have a second wedding just flew out the window. Dar când am ajuns aici în UK, al doilea plan a zburat pe fereastră. De ce? Why? Because we didn't see the need for a second wedding. Pentru că nu am mai văzut nevoia de a face o a doua nuntă. For us it's enough that we already got married once. Și pentru noi a fost îndeajuns că ne-am căsătorit odată. Trevor, ce ai simțit în ziua nunții? Cum a fost pentru tine acel moment deosebit în viață? Trevor, how did you feel in the day of your wedding? The most important moment of your life? I guess calm and assured that everything would be okay. Am fost calm și am avut siguranță că totul va fi bine. But anticipating that it would be challenging. Dar ne-am dat seama că or să apare și mici încercări. Because of we come from different countries, different culture, and we haven't known each other for a long, 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 long time. Pentru că venim din țări diferite, culturi diferite și nu ne cunoșteam de foarte, foarte mult timp. Ce bine că ești în viața. My little piece of advice is to learn a little bit of the other culture and also learn about their family backgrounds. Sfatul meu ar fi să înveți despre cultura cealaltă. Care dintre voi este mai flexibil? Which one of you is more flexible? Me. Yeah. Amândoi, nu? Both of you. Ce bine că ești.
Care sunt diferențele culturale între voi doi și cum faceți să nu existe o prăpastie foarte mare între acestea? What are the major cultural differences between you two and how do you work on it so there won't be this gap or between you? Do you want to answer? I think is the because the Jamaicans and the Filipinos we are a bit similar. We have strong personalities, and when two strong personalities clash together, cei din Jamaica și cei din Filipino sunt fir foarte puternice și atunci când vin împreună, it just bang. Face bang. The greatest challenge is, I think, on our, not really greatest challenge, but it was challenging, the food. Da, am avut de lucrat și la capitolul mâncare. And Filipinos, we like to entertain a lot. Pentru că cei din Filipine au plăcerea de a fi foarte ospitalieri cu ceilalți. But I didn't really know about the Jamaican side because I didn't really study Jamaicans when I met him. Dar nu știam cum sunt cei din Jamaica, pentru că nu am stat să studiez caracterul lor. So there was a bit of a challenge there. Și acolo am întâlnit ceva diferențe. So I always like to have people at home. Și îmi place întotdeauna să primesc oamenii acasă. And I don't know if he really liked it or he was just going along with it. Și nu știam dacă lui ar fi plăcut sau dacă doar joacă după ureche. Și ai învățat să gătești mâncare cu care Trevor este obișnuit? Have you learned to cook his favorite dishes? Eventually, yes, I have to. În final, da. Trevor, care este mâncarea ta preferată? Trevor, what is your favorite food? Anything that my wife makes that tastes good. Good answer. Tot ceea ce soția mea gătește, gătește foarte bine. Da, bun. Gift makes a very nice orange carob cake. But she's only made it twice. Gift face un foarte bun tort de morcovi și l-a făcut doar de două ori până acum. Trebuie să faci mai des Gift. You have to make it more often, Gift. I will try. Voi încerca. Și câți ani de căsnicie aveți în momentul acesta? How many years of marriage you have up until now? This year is our 14th year. Anul acesta e la al 14-lea an. Wow. Deci aveți o perioadă destul de lungă în care ați putut să vă adaptați unul celuilalt. So you have a long period of time in between you two and you could adjust to each other. Yes, I think as time goes on, we learn to know more about each other and we learn to adjust. Odată cu trecerea timpului, ne-am învățat să ne adaptăm unul cu celălalt. And we also learn about our different family cultures. Și am învățat și despre diferențele culturale din familiile noastre. And we just learn to blend the two different
family that we came from and just blend it together to make it work for our family. Și am putut în felul acesta să fim mult mai uniți, să unim ambele familii în ciuda diferențelor culturale. Cum cresc copiii voștri? Ce au preluat din fiecare cultură și cum se raportează? Practic, ei locuiesc în Anglia, dar au din două culturi diferite caracteristici. How are your children? How are able to face these differences, the cultural differences between you and your husband? Even if they are growing up in England? It was, it's been a struggle for the oldest. A fost o luptă mai mare pentru cel mai mare copil din familia noastră? Because she came here when she was 16. Pentru că, 14. Pentru că a venit aici în UK când avea vârsta de 14 ani. For the boys, I don't think they see the it's not an issue for them. Pentru ceilalți nu vedem că ar fi o problemă. They speak a little Filipino. And they like to make fun of both cultures and both language. Le place să vorbească puțin din Filipine și să glumească în legătură cu ambele culturi. Interesant. Cred că e foarte interesant să știi că părinții tăi sunt atât de diferiți ca și cultură, iar tu ești o combinație unică. It's very interesting to know that your children have different backgrounds, but your parents have different backgrounds, but and you came along with these two cultures. Ce sfat ați avea pentru alte familii care la fel sunt din culturi diferite? Și poate că le este greu să se adapteze unul celuilalt. Ce ați învățat voi de-a lungul timpului? Ce trebuie să faceți? What is your advice for other couples or other people who have the same experience coming from two different cultures? What would be your advice for them? I think my little piece of advice is to learn a little bit of the other culture and also learn about their family background. Sfatul meu ar fi să înveți despre cultura cealaltă. And really know each other. Și să vă cunoașteți pe voi foarte bine. And to really make sure that the person you are going to marry, și să fii sigur că persoana cu care te vei căsători is the right person. Este persoana potrivită. Because the cultures is just outside the two of you. Pentru că cultura e cumva în afara voastră, din afara voastră. So when the two of you are together, regardless of what other backgrounds or family culture you have, you can still work it out. Că indiferent de cultura din care proveniți, puteți să faceți ca lucrurile să meargă. In addition, I would also say you need flexibility, adaptability, and good communication. Da, ca să mai adaug, aveți nevoie de flexibilitate, adaptabilitate și comunicare foarte bună. Care dintre voi este mai flexibil? Which one of you is more flexible? Me.
Yeah. Amândoi, nu? Both of you. Dacă I guess gift. Because she came to the UK. I cred că gift pentru că a venit în UK. Dacă ar fi să spuneți un lucru deosebit în partenerul vostru pe care l-apreciați foarte mult, ce calitate ați regăsi cea mai importantă? If you would be to say one thing that is more special about that person or a quality, what it will be? For me, Trevor, one thing, the quality that he that really possessed, that I really love, is patience. He is very patient. Din partea mea pentru Trevor este că are foarte multă răbdare. I was going to say the same thing about gifts. Aveam de gând să spun același lucru despre gift. Because all the things that she's had to endure because of my mistakes since we got married. Datorită foarte multor lucruri pe care a trebuit să le îndure de când ne-am căsătorit. Deci amândoi sunteți răbdători și calmi. So both of you are very patient and calm. In different ways at different times. În diferite moduri și la timpuri diferite. Așa este bine. Și dacă ar fi să fiți sinceri și să spuneți și un lucru care este mai enervant în partener și care poate vă scoate din sărite câteodată, care ar fi acela? And what would be the most annoying thing about one another? Be honest. I have to think. Okay, I'll go first. Okay. Eu voi spune primul. Hardly ever puts the lid back on things. Never shuts things properly. Nu are tendința să pună capacul la multe lucruri din casă. So nothing major. Nimic major. Yeah. Deci gift, ai tendința să lași lucrurile așa fără capac, să mai varsă unele, să mai zdrobesc. So you have this habit, the gift, so you won't put the lid on things and things are spilling out and... Even with her expensive tropic beauty kit, she leaves the lid off her serums. Chiar și lucrurile mai extravagante și scumpe, cum ar fi machiajul, nu pune capacul. E amuzant. It's very funny. Și tu, Gift? How about you, Gift? Well, I used to get annoyed with his socks all over the place. Da, pe mine mă enerva când își lăsa șosetele peste tot. But he said that I leave my socks now all over the place, so I got my revenge. Și el glumea și spune că îmi las șosetele peste tot, ca un răzbunare. Ca o răzbunare. Da, e fain să știm și lucrurile astea și să ne putem amuza până la urmă de ele, că nimeni nu este perfect. It's good to know these things. We can amuse each other on this. And we know that no one is perfect. Yes, that's right. Da, așa este. Ce bine că ești în viața. So if we were going to go back, we would go and stick to our plan and not be led by our emotion. Dacă ar fi să privim înapoi, să mai avem încă o șansă, am vrea să ne ținem de planificări și să nu fim conduși de emoții atât de mult. Ce bine că ești în viața. Dacă ar fi să trageți linie după 14 ani de căsnicie, care sunt binecuvântările, realizările cele mai mari ale familiei voastre? If it is to make like a resolution regarding your marriage, since you started up until now, what are the biggest, like, what did that, the biggest things that you realize?
No, you first. Probably planning more effectively. Planning and sticking to the plan, not being distracted. Da, probabil planificarea și faptul de a nu ne lăsa distrași de la acea planificare. Yes, I think that is very important because we had a plan before. Da, cred că este important acest lucru pentru că am avut un plan înainte. But you know, as newlywed couples, you are so in love with each other. Dar ca și noi căsătoriți, sunteți aveți tendința să fim îndrăgostiți atât de mult unul de altul. And you've forgotten about your plans. Și uiți de planificările pe care le faci. We moved forward just by our emotions because we are so in love. Avem tendința să mergem înainte fiind ghidați de emoții datorită faptul că suntem atât de îndrăgostiți unul de altul. And then things came crashing after another. Și atunci lucrurile par să nu mai meargă la fel. And then we wonder, oh, what happened? Why are we in this position now? Și ne întrebăm, oh, de ce se întâmplă asta? De ce ne aflăm aici? For us, it took us maybe 12 years of marriage. Pentru noi, ne-a luat timp aproape 12 ani de căsnicie. Because this last year we look back at our plans, we have written it. Da, pentru că anul trecut am putut să privim înapoi la planurile pe care le-am făcut. And we've written that before we got married. Și au fost toate scrise înainte de a ne căsători. But we put it aside because we are so so much twinkle in our there's so much twinkle because we are so in love and we were just newly married and we have put our plans aside. Dar datorită faptului că ne-am pierdut în entuziasmul și în faptul că eram îndrăgostiți atât de mult unul de altul, am lăsat la o parte planurile noastre. And when we looked at our plans before we got married, we've seen that the mistakes that we had made along the way during the 12 years. Da, atunci când am avut un moment și ne-am uitat la planificările pe care le făceam, le-am făcut anul trecut. It could have been avoided had we stuck to our plans. Cu cele de acum am fi putut evita anumite situații dacă eram concentrați pe ce planificasem. So if we were going to go back, we would go and stick to our plan and not be led by our emotion. Dacă ar fi să privim înapoi, să mai avem încă o șansă, am vrea să ne ținem de planificări și să nu fim conduși de emoții atât de mult. Dar care era mai exact planul vostru? What was the actually your plan? One of our plans was to I come here and we set our home. Unul din planurile noastre era ca eu să vin aici în UK și să ne așezăm la casa noastră. And then start from there. Probably I was going to go back to uni. Și începând de acolo, probabil eu să merg la universitate. Get a job. Da, să mă angajez. And we buy a home, our house.
și să cumpărăm o casa noastră. And then have children. Și apoi să avem copii. Înțeleg, deci este important, chiar dacă ești îndrăgostit și îți iubești foarte mult partenerul, să ai totuși un plan de viață, un plan după care să te ghidezi pe parcursul căsniciei. So I understand that even if you are very in love of your partner, it's very important to have a plan for your life. Yes. Da. Este greu să crești 4 copii? Is it very difficult to raise 4 children? Yes and no. Yeah. Da și nu. Yeah, it depends how prepared you are. Depinde cât de pregătit ești. Voi ați fost? You were ready? Not quite. Nu prea. Needed to... I should have learned lessons from Genesis. Ar fi trebuit să învăț lecții din Geneza. Because there we find God prepared the home first for Adam and Eve. Pentru că acolo găsim cum Dumnezeu a pregătit o casă pentru Adam și Eva. So I should have prepared the home first for gift and the children. Eu ar fi trebuit să pregătesc o casă pentru gift și pentru copiii noștri. So it's like I gave myself a disadvantage by starting or thinking about that after we got married rather than O iau ca pe un dezavantaj că am început să mă gândesc la asta după căsătoria noastră, în loc să mă gândesc înainte. În orice caz, eu cred că nu ar trebui să aveți niciun regret. Este foarte important că, în primul rând, sunteți împreună, aveți 4 copii sănătoși și asta e tot ce contează, familia. It's important, it's very good that you are together and you have 4 healthy children together. Mă bucur că sunteți o familie unită, cu, da, cred, multe provocări, având 4 copii. I'm very happy to see that you are a very unique family, blessed with 4 children. Și sper ca Dumnezeu să vă fie aproape la fiecare pas în tot ce faceți. And I hope God will guide you every step that, in every decision that you will take. Thank you. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru participarea în această emisiune. Thank you for participating in the show. Și sper că cei de acasă vor avea ceva de învățat din experiența voastră personală. And I hope those close to you will have something to learn from you. Thank you. It's our pleasure to be here. Vă mulțumim. Dragii mei, aici se încheie emisiunea din această seară. Alături de mine au fost Giv și Trevor Francis. Îi mulțumim pentru traducere și Gianinei Șchiopu și vă dau întâlnire duminica viitoare de la ora 19 pentru a urmări o nouă emisiune Ce bine că ești! O seară frumoasă! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.